Mulțumesc frumos, doamna președinte. Astăzi avem o inițiativă legislativă despre jocurile electronice, ce se dorește să fie introduse în legea educației fizice și sportului. Jocurile electronice reprezintă astăzi un fenomen în România, în Europa, dar și în lume. Un fenomen pe care trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Însă nu putem să acceptăm astăzi în România ca jocurile sportive electronice să modifice legea sportului și astfel, prin sport sau practicarea unei ramuri sportive, să înțelegem jocuri sportive electronice. Stimați colegi, practicarea exercițiului fizic sau practicarea unei ramuri sportive în timpul liber de către copiii noștri dispare pe zi ce trece. Dacă vom vota o astfel de inițiativă legislativă, cu siguranță că tot ceea ce am realizat în această sesiune parlamentară vom anula, stimați colegi. Adică ceea ce a susținut dumneavoastră, stimați colegi de la USR, deschiderea unităților școlare pentru practicarea exercițiului fizic, astăzi anulăm, pentru că veți veni cu o modificare legislativă în care să adăugăm monitoare în curțile școlilor pentru a se juca copiii ce? Jocuri electronice. Stimați colegi ai Partidului Național Liberal, ați avut o inițiativă legislativă pentru Ziua Natației. Felicitări! Prin încurajarea acestei inițiative legislative o vom sărbători în fața plasmei. Stimați colegi ai Partidului AUR, ați avut inițiative legislative de încurajare a practicării exercițiului fizic, creșterea numărului de ore de educație fizică în școli. Ce vă doriți acum? Utilarea sălilor de sport cu plasme pentru jocuri electronice? Cred că nu. Stimați colegi, sportul din România a pierdut pe zi ce trece, pentru că jocurile electronice ne-au ținut captivi copiii noștri ca într-o cușcă. O cușcă a luminilor, o cușcă a jocurilor, o cușcă a victorilor imaginare pentru copiii noștri. Este un fenomen periculos pe care sper ca noi astăzi, în această zi, să nu-i dăm credit în România. Stimați colegi, sportul din România a avut capacitatea să câștige o singură dată meciul cu jocurile electronice. La Montreal, când marea noastră campioană Nadia Comăneci a obținut nota 10, iar tehnologia a fost învinsă pentru că n-a știut să afișeze nota 10. De atunci și până astăzi, sportul românesc pierde întotdeauna meciul la masa verde. Vă rog să nu susțineți un astfel de demers legislativ astăzi în România. Partidul Social Democrat va vota pentru raportul de respingere. Vă mulțumesc frumos!